Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în primul rând, cer un singur lucru. Să vă concentrați frumos spre în față, pentru că vocea nu-mi permite să stric tare. Să fiți atenți, pentru că suntem în casa lui Dumnezeu. Suntem la Sfânta Liturghie, la un mare praznic împărătesc, și anume Buna Vestire, când Maica Domnului, cum spune profetul Isaia, a fost vestită că va lua în pântecele de la Cel Preanalt și va naște prunc pe Iisus, Mântuitorul Lumii, deși e o zi de lucru ca oricare alta, în lumea cotidiană v-ați rupt de la treburile lumești și ați venit în fața lui Dumnezeu și a Sfântului Altar, pentru a primi harul Duhului Sfânt, prin Sfintele Taine, cei care se vor împărtăși, prin auzul Sfintei Liturghii, cei care au venit să se încarce duhovnicește cu puterea rugăciunii, și prin cuvântul de învățătură, sărac sau neputincios, așa cum este el, din partea unui om muritor. Sărace sunt cuvintele noastre, Doamne, a lăuda măririle Tale, și neputincioase sunt buzele omenești de Tine, preasfântă născătoare de Dumnezeu, a lăuda strălucirile Tale mai înalte decât razele soarelui și mai curate decât cerurile. Praznicul Bunei Vestiri nu a fost un lucru întâmplător. Închipuiți-vă în momentul de față, cum stați aici, o copiliță de 13-14 ani, în templul lui Solomon, cunoscătoarea Sfintelor Scripturi, cunoscătoarea învățăturilor Vechiului Testament, a prorociilor și profețiilor Vechiului Testament, stând așa liniștită în cămara ei de fecioară și rugându-se lui Dumnezeu să-i apară deodată în față un înger luminat cu stâlparea de crin în mână și să-i spună pe nume, nevăzând-o niciodată: Bucură-te, Marie, Domnul este cu tine. Este cântarea pe care noi o auzim în fiecare seară la Sfânta Litie, când se face slujba sărbătorilor, cântându-se Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Deci este acea cântare prin care Maica Domnului a reușit să fie puntea de legătură între cer și pământ și să fie punctul maxim, sau dacă vreți, și punctul minim pământesc în care s-a putut odihni Dumnezeu într-o creație căzută prin neascultarea adamică, dar și sub stăpânirea morții, pentru că diavolul dă moarte, și sub stăpânirea păcatului, pentru că păcatul duce moarte, și sub stăpânirea puterii răului, fiindcă omul era opacizat, iar prorocii erau aici colo ca stelele pe cer, din timp în timp câte unul, vestind lumii și omenirii venirea lui Mesia, adică sceptrul din Iuda și steaua din Iacob, pe care nimeni nu o știa. Așa cum știți, sau așa cum cunoașteți și altă dată, și acum o să vă amintiți, încă din vremea când se traduceau Scripturile, un bătrân oarecare, mare înțelept și învățat, Simeon, tot rădea acolo pergamentele și nu știa el ce înseamnă că o fecioară va lua în pântece. Și a zis: o femeie devenită de bărbat. Bineînțeles, după vreo 2-3 proceduri de curățirea pergamentului și reînnoirea scrierii după mintea lui lumească, îngerul îi spune: nu vei muri până nu vei vedea minunea cu ochii. Iată că zorile mântuirii sau începuturile mântuirii, cum spune troparul Bunei Vestiri, apar astăzi în templul lui Solomon, la Nazaret, acolo la unde era Maica Domnului, și un înger plin de slavă, de putere și de lumină dumnezească vine să-i convorbească cuvinte dumnezești nemai auzite niciodată. Dacă Fecioara Maria era o femeie adâncită în smerenie, era o fecioară adâncită în ascultare de Dumnezeu, s-a și adresat îngerului și i-a spus: ce învestești mie, străin lucru este mie. Nu pricep ce vrei să spui. Nu pricep ceea ce vrei să tâlcuiești. Nu înțeleg. Nu sunt măritată. N-am cunoscut bărbat. N-am cunoscut ispitirea nunții, adică dragostea și aprinderea poftei.
ce-mi vorbești. Și atunci îngerul îi spune, mă spăimântez a strigației, este troparul pe care îl țin la acatistul Bune Vestiri, dimineața se cântă de 3 ori în unele mănăstiri, arunca cea cu taină, luând-o într-o cunoștință, cercură de chip, a stat înainte zicând ceea ce nu știa de nuntă. Ei! În clipa aceea îngerul, bineînțeles cu vestire dumnezească, pentru că Dumnezeu e pretutindeni, se adresează Fecioarei Maria și îi spune, și eu mă spăimântez de ceea ce îți vorbesc. Graiurile și cuvintele pe care le vorbesc, nici măcar nu le înțeleg. Sunt din cer. Și atunci Fecioara se adresează din nou îngerului și îi vorbește la modul dogmatic. A trecut peste partea de consfătuire sau de abordare a unui subiect necunoscut. N-aș vrea să fie ca o ispitire a Evei oarecând. N-aș vrea să fie o înșelare. N-aș vrea să fie ceva ce eu nu cunosc și să cad într-o supărare care să supere pe Dumnezeul meu sau să supere pe Împăratul Cerului. Și atunci îi spune Îngerul într-o explicație mult mai înaltă, rămasă până în zilele noastre, în învățăturile Bisericii, Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celui prea înalt te va umbli. Iată în ce constă praznicul Bunei Vestiri de astăzi. Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celui prea înalt te va umbli. Și acum vom dezvolta această temă în două ramuri diferite. Întâi, oamenii noștri de astăzi pot fi înharismați cu o asemenea bună vestire? Da. În momentul în care vii ca un mic păcătos, ca un mare păcătos, ca un multiplu păcătos și te pui în fața duhovnicului și primești dezlegarea păcatelor, Duhul Sfânt vine peste tine. Iar când preotul spune, te iert și te dezleg cu puterea ce mi-este dată mie în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și tu primești sfintele taine cu lumânarea aprinsă, simbolul lumânării este simbolul Îngerului cu stâlparea, iar sufletul tău este Fecioara și Hristos este Cel ce se coboară și stâlbate inima. Că așa spune Scriptura, Fiule, dă-mi inima ta ca să-mi fac locaș în ea. Și aici v-am amintit și repet din nou, da, e un pic cam frig, dar trebuie leacă de răbdare, ne încălzim așa din predică. Și aici fac amintirea din nou și vă sugerez esența. Inima, ca să-L poată primi pe Hristos, trebuie să fie curată. Și cineva va zice, dar de unde știu eu că am inimă curată? Simplu. Dacă ca femeie în inima ta încape altceva decât Dumnezeu, ești spurcată. Și acolo Hristos nu va sta cu Fecioara Maria, mai curată decât cerurile și mai înaltă decât strălucirile soarelui, nu stă într-o inimă murdară. De aceea spune fericiți cei curați cu inima, că aceea vor vedea pe Dumnezeu. Dacă Iisus care este în inima ta este despărțit de Maică, este Iisusul vagabond al religiilor comerciale, istorice, primitive, nerestaurate și neîmbrăcate în harisma Duhului Sfânt. Care este semnul îmbrăcării în Duhul Sfânt în praznicul Bunei Vestiri de astăzi? Simplu. Bucură-te cea plină de daruri. Care sunt darurile omului duhovnicesc? N-ai să-l vezi bârfind, n-ai să-l vezi urând, n-ai să-l vezi că poartă grijă altuia, n-ai să-l vezi în proces, n-ai să-L vezi în judecăți, n-ai să-L vezi certându-se, n-ai să-L vezi hulind, n-ai să-L vezi beat, n-ai să-L vezi fumând, n-ai să-L vezi curând. Deci toate aceste vicii sunt înlocuite cu bunătatea, cu smerenia, cu dragostea, cu iubirea de aproapele, cu dragostea de aproapele, cu evlavia față de aproapele, suferința față de aproapele și așa mai departe. Deci iată care este multiplul Duhului Sfânt ca dar. Acum, ne întoarcem la opera, spun eu, teologică, numită jertfă și răscumpărare, a părintului Constantin Galeriu, și mulți l-ați cunoscut, este o teză de licență sau de doctorat,
în care Dumnealui primește acest praznic al Bunei Vestiri în descrierea teologică pe care o face, ca fiind o jertfă a răscumpărării noastre. Deci iată de ce vine Hristos în lume. Și aici voi puncta doar câteva lucruri. Ilie Miniat. Hristos a împlinit porunca cea veșnică dată de Dumnezeu lui Adam la izgonirea din Rai. Tu, femeie, vei zdrobi capul șarpiului și vrăjmășie voi pune între sămânța ta și sămânța femeii. Și atunci ce a făcut Duhul Sfânt? A venit să sfințească, în termen biologic vorbind, ovulul femeiesc, sămânța femeiască, care de data aceasta nu s-a înmulțit pe calea metafazei și a fecundării, ci s-a înmulțit prin diviziunea și puterea Duhului Sfânt, care este izvorul vieții celei veșnice și a toată creația și făptură. El a zis și s-au făcut, El a zis și s-au împlinit. Psalmistul David și Scriptura. Cu cuvântul Domnului Cerului s-au întărit și cu Duhul Gurii Lui puterea. Deci iată ce taină se petrecea. Sămânța femeii devenea deodată sfântă. Dar era și un motiv anume. Dacă o să vă uitați în taina nunții și o să citiți cu atenție la binecuvântările care le primesc mirii când se cunună, acolo spune așa: binecuvântează-i, Doamne, ca pe Moise și pe Semfora, ca pe Zaharia și Elisabeta, ca pe Ioachim și pe Ana, ca pe Iosif și Asineta, ca pe Rahela și nu știu mai cine, Isaac sau ce spune acolo. Ei, dar dacă te uiți în Vechiul Testament, ca pe Avram și pe Sara. Deci dacă te uiți în Vechiul Testament, toate aceste familii sfințite, la ce au dat naștere? La partea bărbătească. Avram l-a născut pe Isaac, Zaharia și Elisabeta l-a născut pe Ioan Botezător. Numai Ioachim și Ana a născut o fată. Cum adică dreptul de întâi născut să vină printr-o femeie? Toiag ales din rădăcina lui Iesei și floare din trânsa Hristoasă. Deci ea era mădularul cel sfințit pentru care trebuia să odihnească Hristos. De fapt, Ioachim și Ana năștea pe cine? Scaunul de heruvim, mitrasul împărătesc, biserica cea vie, porumbița cea cuvântătoare, toiagul lui Aron, scara lui Iacov, porumbița lui Noe. Deci iată pe cine năștea Ioachim și Ana. Toate preînchipuirile vechi, muntele cu umbra deasă, lâna lui Gedeon, deci toate preînchipuirile Maicii Domnului Vechiul Testament. Deci năștea pe templul Duhului Sfânt în care se odihnea fiul ca să nu-și piardă filiația sau calitatea de fiu mai înainte de veci din tatăl și sub vrem din mamă. Dar mai făcea un lucru. Întărea puterea femeiască a Maicii Domnului, numind-o din femeie, cum spune Evdochimov, arhistratega lumii. Și de ce îi spune Evdochimov arhistratega lumii? Pentru că ce n-au făcut oștile lui Israel la căderea Ierihonului, la bătăile cu moavițe și moaviteni, cu popoarele hananei, la cuceririle care s-au dat asupra popoarelor păgâne din neam în neam, cum i-a trecut Dumnezeu pe poporul lui Israel până la intrarea în Ierusalim și până la venirea lui Hristos, a făcut Maica Domnului cu smerenie. Deci vărsările de sânge, uciderile de oameni, răzbunările și torturile și tonele de miei arși pe altarele de jertfă, sutele de viței și de țapi și de boi care simbolizau jertfa primită în Vechiul Testament, Maica Domnului vine și o câștigă și o simplifică printr-o simplă vorbă. Fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului. Deci, câtă putere pământul cel neîncăput și nemărginit, făcut de cel fără de margini și fără de început, să poată fi stăpânit într-o picătură de sămânță. Dumneavoastră știți ce înseamnă în cibernetică o sămânță femească văzută la microscop, care nici nu se vede cu ochiul liber. Și Hristos să concentreze toată cosmologia sfinților și a cerului și a puterii treimii într-o singură sămânță în pântecele femeii. Puneți pe savanți să scrie, puneți-l pe Einstein și pe toți descoperitorii savanți ai lumii să bage cosmosul într-o celulă umană, în vecii vecii. Deci iată taina Bunei Vestiri.
Dar în clipa când s-a petrecut lucrul acesta, din acea clipă s-a întâmplat o taină și mai mare. Hristos, stând în pântecele Fecioarei, a sfințit și pântecele femeiesc pentru toate neamurile. De aceea, cu jene sau cu restricție sufletească și nu cu dorința de a jigni, atrag atenția acelor femei în pântecele cărora umblă doctorii și scot pruncii ucigându-i cu lama, bisturiu și chirota și persoanele alea de lărgit și de tras bucățile morfologice din pruncul rupt, că acele nu sunt altarele sfințite prin puterea lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, ci sunt buri de ea. Deci să ne controlăm spiritual și moral, să ne spovedim și să ne împărtășim și să ne dăm seama că suntem niște mari culitori de cele sfinte, când Maica Domnului, o copilă de 13 ani, își asumă mântuirea lumii prin îndruparea lui Hristos în pântecele ei și tu, doamna modernă, cu 5 facultăți sau plină de bani și de figuri în cap, vii și omori prunci precum măselele la dentist dându-i afară. Deci iată câtă discrepanță între puterea Duhului Sfânt și necesitatea de mântuire a lumii și câtă indolență din partea creștinului ortodox, ne mai vorbim și de femeia păgână care tot suflete la Dumnezeu are și aruncarea de prunci afară sau acea plăcere nesăbuită a erotismelor sexuale din care lumea a făcut întregi filme de cinema cu poze, cu reviste și așa mai departe. Deci invers proporțional cu ce vrea Dumnezeu de la umanitate. Dumnezeu răstoarnă cerul și să face slugă pântece de om, iar omul, că în loc să fie împărat, să face slugă dracului și devine slujitorul Satanei pentru veșnicie. Lăsând asta la o parte, o altă taină care se petrece în pântecele Fecioarei, pântecele ei devine altar de jertfă. Pântecele Fecioarei Maria devine sfânta masă întregului cosmos, unde se deșartă Dumnezeu și are loc prima liturghie în Vechiul Testament pe pământ, după jertfa lui Ilie pe muntele Carmel, care închipuia tot liturghia și jertfa Noului Testament. Deci iată, un bărbat face pietre, pune vreascuri și apă și coboară foc din cer printr-o epicleză a ridicării mâinilor, ucigând 400 de popi idolești. Maica Domnului, o finuță, o drăgălașă, o elegantă, o simpatică, o smerită, vine liniștită și spune: eu sunt roaba Domnului, să-mi fie după cuvântul tău. Și în pântecele ei se transformă cea mai mare liturghie, fără lemne, fără pietre, fără jertfe, fără foc, fără tăieri și omorâri. Deci vine cu blândețea ei să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, căloși suntem, dar merităm să ne ierți și ne iartă, că de aceea spunem în rugăciune: prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne, unii spun mântuiește-ne, deci nu cred că e greșit, pe noi. În momentul în care Duhul Sfânt substituie sămânța bărbătească, respectiv gametul bărbatului care ar fi trebuit să aducă împreunarea nunții, aici are loc iarăși o mare taină. Când Eva a întins mâna la pom, l-a atras și pe Adam. Iată, în mod involuntar, Hristos, Adam cel de pe urmă, cu Duh dătător de viață, că cel din tâi Adam a fost om cu Dumnezeu viu, dar l-a omorât sufletește, prin cădere, vine să sfințească și sămânța întregilor Adam. Deci toți bărbații din lumea aceasta, care sunt compromiși sufletește prin aceste omucideri la nivel de familie sau involuntar prin concubinaje și împreunări distractive, sunt la fel de hulitori de cele sfinte ca și femeile ucigătoare, pentru că nu există desfrânat fără desfrânată sau desfrânată fără desfrânat. Deci, obligatoriu există o combinație de doi. Și atunci, și ei sunt rugați să lase puțin din impresii și figuri, din tatuaje și din lanțuri, din cercei și din impresii, din mașini străine și arme interesante și mașini de ultimul tip, și să coboare în genunchi cu cartea de rugăciuni, citind canonul de pocăință, zicând: miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Când se vor pune scaunele și va suna ceasul cel greu al judecății, toate popoarele vor plânge și vor tremura, numai cei ce au făcut voia lui Dumnezeu se vor bucura. Și vă dau temă ca și într-o altă duminică, dacă ar fi să vină astăzi buna vestire pentru noi.
câți ne-am bucurat de vestea plecării la Dumnezeu și câți ne-am întristat prinși în neconcordanță cu Dumnezeu. Deci, iată că avem și pentru astăzi un răspuns care nu l-am dat. De aceea, cum vă spuneam că și în Vechiul Testament scrie, că atunci când Onan a greșit, Dumnezeu l-a pedepsit cu foc, în canoanele bisericii se pedepsește acea fază de prunce, adică prin abținerea de la procreație. De ce? Pentru că se consideră că acest act este o liturghie adusă satanii. De aia trebuie să ne ferim, să nu fim sufletește liturghisitorii diavolului. De aia duhovnicii când vă împărtășesc, vă întreabă. Ați ținut postul în curățenie, adică smerenia există și în trup și în suflet, sau ați mâncat sarmale și ați făcut păcat. Deci trebuie să fii curat și cu trupul și cu sufletul. Și aici fac o paranteză în care explic că postul este de trup prin bucate, de suflet prin fapte, de patim prin abținere și, dacă vreți, și intelectual prin cugetarea la cele înalte și nu la cele pământești și stricăcioase. Trecând acum și mergând în etapa cealaltă, mai nouă, fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului, aici, Părintele Galeriu, după învățătura lui Cavasila, după învățătura lui Simeon Nou Teolog, după învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur și cu alții știți despre Maica Domnului, dacă citiți pe Maxim Mărturisitorul, facem chelie, dacă trebuie memorat în mistagogia lui Maxim Mărturisitorul, Maica Domnului devine, grecii au spus într-un termen care mie nu mi-a plăcut, dumnezeiță, nu. Maica Domnului devine colaboratoare a Sfintei Treimi și restauratoarea firii omenești alături de Hristos. El prin înviere, făcându-ne Dumnezei după har, Maica Domnului în curățenie și smerenie, fiind arhetipul absolut care trebuie urmat. Deci icoana. Iată cum a apărut icoana în Noul Testament. Și dacă e Luca, capitolul 1, cu 25, dai de icoana Fecioarei Marie. Iată de acum mă vor ferici toate iarna, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și spun numele Lui în veacul veacului sau din neam și neam. Și spune Elisabeta plină de Duhul Sfânt, în timp ce Ioan Botezătorul sălta în pântece, fiind și el acolo trupușor pregătit de naștere. Cum este una ca aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Și s-au îmbrățișat, s-au sărutat, că Maria s-a sculat de gravă și a mers la munte în Iudeea și s-a întâlnit cu Elisabeta, vara sa, și s-au îmbrățișat, vestind că și ea poartă în pântece și pruncii s-au salutat, unul fiind profet, unul fiind Fiul lui Dumnezeu. Deci iată ce imagini, ce ecografii spirituale, nu cu sindrom Down, nu cu lipsă de un deget, nu cu stomacelul pliat, nu cu ficatul torsionat. Un proroc și un sfânt stau de vorbă în pântecele Maicilor în Duh. Deci iată frumusețe și taină de Tatăl Dumnezeu. Și cum spuneam, deci Fecioara devine colaboratoare a Sfintei Treimi. Colaboratoare. Prin împlinirea a ceea ce numim noi în Evanghelia lui Ioan, din stricăciune în nestricăciune. Din trup pământesc în trup duhovnicesc. Semănase-vă într-o neputință, se va ridica într-o putere. Semănase-vă într-o putreziciune, se va învia într-o slavă. Ei, iată, acesta e lucru cel minunat. În momentul în care Ioachim și Ana au zămislit-o pe Maica Domnului după multe rugăciuni, sterpi fiind, acești bătrâni aveau o curățenie deosebită, că nu s-ar fi înțeles dumnezeiești părinți. Fecioara s-a născut cu alese calități. Dintr-o desfrânată nu o să iasă o calitate, fiți siguri de treaba asta. Dar fiindcă ei erau curați și Fecioara Maria era o curată, o distinsă. La 3 ani pleacă în templu și se umple de învățătura Sfintei Scripturi, coasă mitre, veșminte arherești, ascultă învățăturile Scripturii, învățătora veche a legile Vechiului Testament, le știe pe toate. Are loc legătura cu Îngerul, dar aici are loc și legătura cu Cerul. Pentru că în clipa în care se deșarge Hristos în pântece, trupul Maicii Domnului se leapădă de 3 lucruri. Prin excluderea plăcerii trupești, cum spune David, în plăceri și în păcate m-a născut Maica mea, Fecioara primește puterea.
puterea nestricăcioasă a firii omenești. Deci este prima, dacă vreți cum folosim noi termenii astăzi, este prima sfinte moaște din istoria Bisericii. Deci este primul trup sfințit, dătător de har și de mireasă, de viață, de vindecare, de taină, de minune. Cum știm lucrul ăsta? Simplu. Când a venit un păgân să-i răstoarne sicriul la moarte, a tăiat arhanghelul mâinii. Când a venit vremea să moară și să se mute într-o adormire, a venit îngerul și a dus tâlpare de finic de pace când te cheamă fiul tău. Când s-a dus în grădina Ghețiman să roage, s-au plecat copacii cu ea la rugăciune. Când a fost să se înalță la cer, deci să vină momentul morții, apostolii au fost aduși pe norii cerului. Când au venit bolnavi, citiți minunile Maicii Domnului, asta nu ține de predică, asta e lectura suplimentară pentru o casă. Când au venit și s-au atins de izvorul ei, de icoana ei, de veșmântul ei, de acoperământul ei, toți s-au vindecat sau chiar au și înviat. Deci vedeți ce putere a luat trupul prin această deplasare, dacă vreți, sau depărtare a poftei. Dar în același timp, Fecioara Maria, prin întruparea izvorului vieții, care este în ea Hristos, Fiul lui Dumnezeu Suprem, ea devine Maica Vieții. Că așa îi se spune la adormire, mutatul de la viață fiind Maica Vieții. Dar devine ce fel de Maica Vieții? Atât pământești cât și spiritual. Ce? În clipa în care este pusă în mormânt, trupul ei este ridicat la cer în chip neștiut și în mormânt nu se găsește decât veșmântul sau basmaua aceea care o purta ca femeie într-o smerenie și mormântul gol. De ce? Este ridicată de-a dreapta treimii cum o cântă David. Stătuta împărăteasa de-a dreapta în haină de aur. În lanțuri înfrumusețată și împodobită, lanțurile și verigile fiind simbolul virtuților care sunt nenumărate. Dar, pe lângă aceasta, Fecioara Maria mai ia și puterea harismatică de comunicare cu cerul direct prin rațiunile înalte ale minții. Și aici întâlnim noi cântarea pe care o auzim permanent, mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără semnare decât serafimii. Ai văzut? Deci îngerii rămân în cele nouă cete și în cele trei triade, dar Maica Domnului se suie deasupra lor și devine întâia stătătoare și între sfinți și între cetele îngerești. De aceea îi se spune Maica Sfinților și Împărăteasa Îngerilor. Și auzi ce frumos să cântă într-o pară de la acoperământ. Împărătesei cei alese mai înainte de veci. Îți dai seama? De ce îi spune mai înainte de veci dacă nașterea are loc exact înainte de venirea lui Hristos? Ea se naște cu 15-20 de ani înainte de venirea lui Hristos. Pentru că este prorocită încă din rai. Este prorocită din momentul în care Dumnezeu creează raiul. Și aici vă fac diferența dramatică și am încheiat că v-am plictisit. Când vezi că ies un om de la predică, înseamnă deja s-au plictisit. 1. Tatăl s-a născut pe fiul fără de mumă și fără de sămânță. Deci unicat în taina mântuirii. Adam a născut-o pe Eva din coasta lui fără de sămânță, fără de mumă. Dar acum trebuia să se acopere ce? Nașterea unui bărbat din mumă fără de sămânță bărbătească. Și aceea este Maica Domnului care împlinește egalitatea fiască și paternală, dar cu stare maternă a Tatălui. Pentru că Hristos are două locații. Pântecele Tatălui în ființa dumnezeirii și pântecele Maicii în firea umană. Om adevărat și Dumnezeu adevărat. Două firi și două voi. Una omenească și una dumnezească. Și aici vă prindeți urechile și ne-am omenit. Dar Fecioara Maria face ecuația între cele două taine. Naștere din tată și naștere din mamă. Dar cum? Fără de sămânță. Astăzi oamenii pot naște așa ceva? Și Babil o să zică, nu, eu vă spun că da. Fiecare om care a sfătuit pe semenul lui să vină la biserică și să se spovedească,
Fiecare om care și-a educat pe copilul lui trupesc sau sufletesc să fie credincios și bun, dacă l-a născut în Hristos și l-a altoit în biserică, prin botez, prin cununie, prin pocăință, prin mirunge, prin cununie, este un Dumnezeu după har. Este un Tată al lui Dumnezeu după har. Pentru că așa se nasc călugării în Împărăția lui Dumnezeu și pe pământ între oameni. Ei se nasc ca fii duhovnicești și sufletești fără de sămânță, prin cuvânt. Cum s-a născut și fiul din tatăl, cum s-a născut și fiul din umăr, cum spune la Bună Vestire, și cum s-a născut și Eva din Adam. Nu-i bine să lăsăm omul să fie singur pe pământ, să-i facem lui tovarăș. Și i-a făcut femeie și l-a spus, Eva se chema, pe din coasta mea este luată și așa mai departe. Ce aș vrea să vă spun în încheiere? Consider că acest praznic dumnezeesc al Maicii Domnului este, în primul rând, un simbol al fermității feminine. Aici este sublimul fineții și eleganței și maturității feminine. Adevăratele femei sunt adevăratele mame. Adevăratele fecioare nu sunt cele cu trup, sunt cele cu suflet. Și avem mai multe fecioare cu sufletul decât cu trupul. De ce? Pentru că a iubi pe Dumnezeu e mai mare virtute decât ați păzi fecioria trupească. Dracul e fecior de veșnicie, n-a curvit niciodată, dar nu slujește cu Dumnezeu. Deci să tindem spre această finețe și eleganță dumnezească, ca atunci când va fi să vină Oștescu sfârșit, să putem spune înaintea lui Dumnezeu, să nu-mi fie o înșelare ca Evei oarecând, fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului. Amin. Să trăiți!